Salutare și bine ați revenit pe canal! Eu sunt Alex și astăzi o să realizăm un proiect și anume creveții galbeni care sunt în acvariul ăsta. O să luăm câțiva, fiindcă au adus stoc la Coralis și de asemenea o să îmbunătățim și stocul și calitatea melcilor Tilomelania, fiindcă și pe aceia i-au adus la Coralis. Am ajuns acasă, am luat 3 creveți galbeni, 2 masculi și o femelă, iar femela are și ouă, este pe undeva prin pungă. Și 3 melci Tilomelania, unul gri, unul portocaliu și unul galben cu pete negre. Acum o să-i aclimatizăm. Facem aclimatizarea la melci, turnăm câte puțină apă, cam 30 de minute și după aia îi băgăm în acvariu. La fel și la cei 3 creveți, o femeie și 2 masculi, turnăm apă cu ăsta din acvariul în care urmează să îi punem și după aia îi introducem în acvariu. Aici avem melcii, încă nu sunt destul de îndrăzneți să iasă, ăsta este cel galben. Acolo este cel gri, cred că este tot aceeași varietate ca și acesta. Este white sau gold spotted, ăsta este orange și ăsta de aici cred că este cel galben cu pete negre. Când o să iasă din cochilie o să-i filmez din nou, să-i vedeți cum arată. Iar aici avem neocaridinele galbene, acolo este femeia cu pui în stânga și în dreapta este unul dintre masculi, cred. Acolo în spate vedeți altă femeie. Asta este, cred că, din femelele pe care le aveam eu și cu aceasta. Avem în total 5 neocaridine aici, avem 2 masculi și 3 femele și să sperăm că o să se înmulțească. Știu sigur că asta are pui, deci vom avea curând pui. Să sperăm că vor ieși curați, adică să iasă tot galbeni. Și de acolo o să vedem cum îi mai selectăm.
ceva timp mai târziu a ieșit cel yellow spotted, cel galben cu galben portocaliu cu pete negre. Îl puteți vedea. Nu mai am varietatea asta. Acesta este singurul de culoarea aceasta. Când cumpărați stilomelania, trebuie să aveți grijă ca cochilia să fie intactă. De exemplu, acesta se pare că își pierde din culoare pe cochilie. Am mai avut pierderi la tilomelania, mai ales la cei cu cochilia care era găurită. Ăsta din față este cel portocaliu și ăla este cel negru. Încă nu sunt destul de comod ca să iasă. O să închei aici episodul de astăzi, fiindcă celalți doi melci nu cred că vor ieși din cochilie foarte curând. Sunt sigur că sunt stresați, fiindcă au fost aduși din import și erau ținuți într-o maternitate. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like, să dați subscribe la canal și un coment în care să spuneți ce neocaridine sau caridina creveți aveți și de asemenea dacă vă plac melci tilomelania și dacă ați vrea să vedeți un video despre cum să aveți grijă de ei. Am în plan acest video, sunt sigur că sunt mai mulți dintre voi care au acești melci, dar au niște cerințe mai puțin mai mari decât restul melcilor și sunt sigur că vă va fi de ajutor. Cu privire la giveaway, o persoană a renunțat la perechea sa și celălalt doi câștigători nu m-au contactat încă, așa că o să-i numesc aici, în cazul în care n-ați văzut comentul la clipul cu giveaway. Vă rog să mă contactați și să vă trimit peștișori. Până data viitoare, peace out!